Având în vedere faptul că la această ședință sunt prezente cât o consilier conform legii 215, la altul 1, ședința nu poate fi susținută. O secundă, că este și ședința de Consiliu Local acum la primărie și mă sună numai puțin, vă rog, nu vă supărați. Sigur. Alo. Da. Știu, pentru că... Știu, știu, i-am văzut pe stradă, se plimba, nu au niciun interes cu... Era pe stradă, de mergeți la ședință, nu. Nu, nu e vorba de lege, e foarte bine de la presă, pentru că vorbim de spitalul Lucian Mangalea. Dacă Consiliul se plimbă pe stradă și nu vin la ședință și vorbim de... Da? Foarte bine. Foarte bine. Păi nu, rugămintea mea este în felul următor. Anunță pe directorul Mocanu de la spital despre ce este vorba și să anunță toți oamenii, cei 500 de oameni din spital. Da? Dă-le numele de consilieri care au fost și îți dau doi consilieri care m-au întâlnit pe stradă acum, așa că nu vin la ședință, spune acest lucru. Și îl dăm și la presă. Dacă nu sunt interesați de spitalul Lucian Mangalea de buget, bugetul spitalului e problema dumneavoastră și, de fapt, de drepturile bănești ale oamenilor care lucrează acolo, medici, asistente și ce mai avem. Da, fiecare să-și asume ceea ce face, nu? Da? Bun. Ți-a zis, erau pe stradă și aici nu veni. Da. Da? Bine. Ha, poți să fii și tu aici, că suntem la casă de cultură. Bine. Bine, îți mulțumesc, te salut. Da. Probleme, diverse probleme, pentru că în Mangalea până acum s-a mers mai pe interese personale, să știți. Și de aceea n-a funcționat orașul. Și acum se merge tot pe interese personale, pentru că anumiți consilii locali negociază probleme personale, multe probleme personale, le negociază cu problemele comunității. Deci astăzi, că este și presa de față, azi aveam o ședință consiliului local, rectificam bugetul la spital. Deci vorbim de spitalul municipiului Mangalea. Unii consilieri se plimbau pe stradă, că ei nu vin la ședință, pentru că nu le-au rezolvat probleme personale. Da? Care sunt undeva la limita ei, să nu spun la limite ilegale. Dar și că așa se făceau înainte. Și hai să le facem și noi acum. Da? Asta ca o paranteză. Nu le facem și... La un moment dat vor răspunde în fața dumneavoastră. Pentru că toate aceste lucruri, să știți că le voi prezenta la Montopor. Eu toate le adun. Și va veni un termen scadent. Că fiecare trebuie să vină în fața cetățeanului să spună ce a făcut la locul de muncă, acolo unde a fost ales. Și am pe nume, pe oameni. Da? Și vreau să-i văd atunci când vor veni în fața dumneavoastră ce o să spună în data de când au văzut. De ce? Că uite așa n-au vrut ei. Nume ce n-au vrut ei, că sunt aleși de dumneavoastră, de poporul, de cei de locuitorul orașul Mangalea. Dar atunci când mai mergeți la vot, uitați-vă și pe listă dacă oamenii aceia au făcut ceva pentru orașul ăsta de-a lungul timpului și nu punem așa haotic o ștampilă peste tot, că sunt 2, 3, 5 oameni. Uitați-vă ce au făcut pentru orașul acesta și atunci vă dați seama dacă ce oameni vă pot reprezenta. Dar asta a fost ca o paranteză, că spuneați că nu s-a rezolvat nimic. Păi se vor rezolva la un moment dat, până la urmă, avem și alte metode, la am spus.